Timp de secole, vikingii au jefuit Europa de Nord. Războinicii scandinavi au navigat pe Marea Nordului, distrugând și jefuind sate pe unde treceau. Dar în jurul anului 1000 după Hristos, domnia lor de teroare s-a încheiat în mare parte. Una dintre așezările lor, un avampost extrem de izolat din Groenlanda, a fost un mister pentru arheologi timp de secole. A fost fondat în jurul anului 1000, iar printre locuitorii săi se numărau Eric cel Roșu și fiul său foarte faimos, Leif Erikson. Locuitorii nordici au trăit în două așezări principale, la câteva sute de kilometri una de cealaltă în Groenlanda, timp de aproape 500 de ani, apoi brusc au dispărut. Cercetătorii s-au străduit ani de zile să afle ce s-a întâmplat cu adevărat cu vikingii din Groenlanda, elaborând teorii care includ schimbări climatice, inuiți invadatori, foamete și chiar plictiseală pentru dispariția bruscă a așezărilor. Deși istoria vikingilor din Groenlanda rămâne oarecum neclară și astăzi, oamenii de știință au reușit cel puțin să infirme o mică parte din teorii cu ajutorul dovezilor arheologice. Dar ei vor trebui să lucreze rapid. O nouă rundă de schimbări climatice înseamnă topirea gheții și pierderea tuturor relicvelor care le-au mai rămas. Așadar, iată ce au descoperit cercetătorii sub gheața din Groenlanda. Nimeni nu mai auzise nimic despre coloniile din Groenlanda de 200 de ani. În 1721, un misionar norvegian pe nume Hans Egede a plecat într-o călătorie misionară în Groenlanda. Deși europenii nu mai auziseră de 200 de ani de la așezările de acolo, el avea de gând să încerce să le găsească pentru a le converti la protestantism. Cu toate acestea, când a sosit, tot ce a găsit au fost inuiții, care i-au arătat ruinele prăbușite ale clădirilor lor de piatră cândva mărețe. La fel ca mulți oameni de știință din ziua de astăzi, el era foarte confuz în legătură cu locul unde ar fi putut să se ducă. Singurul lucru clar era că într-adevăr dispăruseră de câteva sute de ani. Oamenii de știință au crezut că erau fermieri nepricepuți. Inițial, cercetătorii au crezut că coloniștii nordici au distrus peisajul Groenlandei cu practicile lor agricole tradiționale. Deși datele inițiale păreau să arate că nordicii erau fermieri irresponsabili, au ieșit la iveală o mulțime de informații noi. Noile cercetări arată că, în loc să curețe pământul de lemn și să epuizeze solul de nutrienți, nordicii erau fermieri responsabili și pricepuți. Aceștia permiteau pădurii să crească la loc între defrișări și știau cum să își irige și să își fertilizeze corect culturile. Din păcate, schimbările pe care le-au făcut la metodele lor tradiționale pentru a se adapta la climatul din ce în ce mai rece nu au fost suficiente. Vacile erau un semn de putere în Scandinavia medievală. Deși sunt văzute ca fiind comune acum, în perioada medievală vacile erau considerate simboluri de statut. Dieta scandinavă tipică era compusă din alimente de bază, precum laptele, brânza și un iaurt numit skyr. Arheologii au găsit dovezi că multe ferme din coloniile din Groenlanda aveau o vacă sau două, oasele de vacă fiind găsite printre grămezile de gunoi, cunoscute sub numele de middens. Fildeșul de morsă era o parte importantă a comerțului cu alte națiuni. Coloniștii nordici făceau comerț cu o varietate de bunuri cu alte națiuni europene, comerțul constituind o mare parte din mijloacele de trai ale coloniilor. Printre bunurile exotice arctice se numărau fildeșul de morsă, blănurile și chiar urși polari vii. Meșteșugarii au folosit colții pentru a crea tot felul de obiecte de lux, inclusiv un set de șah din fildeș găsit în Scoția în 1831. Locuitorii nordici din Groenlanda și-au folosit puterea comercială pentru a obține alimente, provizii și vitralii pentru marile lor clădiri de piatră.
Fildeșul valora cantități semnificative de pește uscat și de vaci care erau esențiale pentru dieta lor. Nordicii s-au adaptat la mediul în care trăiau și vânau foci. În timpul primelor runde de cercetări efectuate asupra așezărilor nordice din Groenlanda, s-a ajuns la concluzia că coloniștii au murit pentru că au refuzat să se adapteze la schimbările de temperatură. Mica eră glaciară, o ușoară scădere a temperaturilor medii, a îngreunat practicile agricole tradiționale norvegiene, iar oamenii de știință au crezut că aceștia s-au încăpățânat să se agațe de vechile lor metode în loc să se adapteze. Cu toate acestea, în 2012 s-a dovedit definitiv că acest lucru nu este adevărat. Organizația Bioculturală a Atlanticului de Nord a folosit analiza izotopică a oaselor din cimitirele norvegiene pentru a confirma că, pe parcursul celor 500 de ani de așezări nordice, locuitorii consumau cantități tot mai mari de proteine marine. Mările furtunoase și înghețate ar fi putut să le dea peste cap vânătoarea. Probele de carotaj din ghețari au dezvăluit că, în secolul al XV-lea, a existat o creștere a concentrației de sare. Cercetătorii cred că acest lucru s-a datorat numărului mai mare de furtuni care au devastat coasta. Încă din 1250, zona a început să se răcească ușor, ceea ce a însemnat că gheața a blocat rutele de vânătoare pentru perioade mai lungi de timp în fiecare an. Între apa înghețată și furtunile frecvente, vânătoarea de morse și foci în largul oceanului ar fi devenit o sarcină extrem de periculoasă. Pe măsură ce vânătoarea a devenit mai puțin reușită, mulți coloniști ar fi putut muri din cauza scufundării bărcilor sau a foametei. Așezările erau locuri cu un grad ridicat de religiozitate. Dintre clădirile găsite în așezările din Groenlanda, multe dintre ele erau biserici. Vikingii au început ca păgâni, dar au dezvoltat o relație deschisă cu creștinismul. Este adevărat că aproape întreaga populație a Scandinaviei era păgână la începutul epocii vikinge, dar vikingii aveau mulți zei și nu a fost o problemă pentru ei să accepte zeul creștin alături de ai lor. Pe măsură ce secolele au trecut, ei și-au creat propriul amestec de păgânism și creștinism. Înregistrările arată că o persoană din Groenlanda chiar a fost arsă pe rug pentru vrăjitorie. Izolarea lor i-ar fi putut scuti de ciuma neagră. Când ciuma neagră a lovit Europa în anii 1340 a fost absolut devastatoare. Țările scandinave, deși puțin mai izolate decât Europa continentală, au fost de asemenea lovite de ciumă. Se pare că Islanda a pierdut 2/3 din populație între 1402 și 1404. Iar Norvegia nu a stat mult mai bine. Cu toate acestea, izolata Groenlandă nu pare să fi fost lovită în aceeași măsură. Cercetătorii susțin că, dacă așezările nordice din Groenlanda ar fi căzut victime ale ciumei, ar fi existat morminte în masă ca dovadă, dar nu există. Pentru cei din așezarea estică, sfârșitul coloniei a fost cel mai probabil pașnic. De-a lungul anilor, unii au emis teorii conform cărora coloniile din Groenlanda ar fi putut avea un sfârșit violent. Ar fi putut exista un conflict care să implice triburile inuite din zonă, dar dovezile arheologice sugerează că acest lucru a fost puțin probabil. Pe măsură ce populația se reducea, micile ferme se prăbușeau. Există dovezi că coloniștii au recuperat lemnul de la aceste structuri și s-au îndreptat spre nodurile centrale. Cercetătorii susțin că, mai degrabă decât o dispariție a populației rămase, a avut loc un șir de emigrări în masă în Islanda și în alte părți ale Scandinaviei. În mod surprinzător, inuiții au ajuns în Groenlanda după nordici. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, Groenlanda a rămas complet goală de ființe umane.
toate diferitele triburi care o populaseră cândva au plecat fără ca istoria să ofere vreo explicație. Poporul inuit pe care îl cunoaștem astăzi a ajuns în jurul secolului al XIII-lea, la aproximativ 100-200 de ani după ce nordicii au înființat așezări. În ceea ce privește supraviețuirea într-un loc atât de ostil, inuiții erau mult mai bine echipați decât nordicii. Inuiții au petrecut milenii călătorind prin unele dintre cele mai aspre părți ale lumii, din Siberia până în America de Nord. Existau cu o dietă care le era deja familiară, incluzând foci, balene, morse, pești, păsări și reni. De asemenea, foloseau bărci mici din piele de focă, caiace, un cuvânt inuit pe care îl folosim și astăzi, în locul navelor de lemn mai mari folosite de nordici. În cele din urmă, inuiții au fost, din punct de vedere istoric, pur și simplu mai potriviți pentru o viață arctică decât coloniștii scandinavi, motiv pentru care ei sunt de departe majoritatea populației din Groenlanda de astăzi. O teorie afirmă că nordicii au plecat pentru că s-au plictisit. Cercetătorul Jet Arneborg a prezentat ceea ce ar putea fi cea mai puțin amenințătoare versiune a ceea ce s-a întâmplat cu așezările nordice din Groenlanda. Ea sugerează că, pe măsură ce comerțul cu coloniile a încetinit, coloniștii au devenit din ce în ce mai izolați. Ei ar fi trebuit să se adapteze la o dietă mult mai monotonă, asemănătoare cu modul de viață al nativilor inuiți. Arneborg sugerează că a fost pur și simplu prea mult pentru ca nordicii să renunțe complet la cultura lor, iar aceștia au început să migreze înapoi în Scandinavia. S-a descoperit de asemenea că în ultimii ani ai așezărilor, cimitirele au o lipsă clară de tineri, sugerând că generațiile tinere începuseră să părăsească insula izolată. O altă schimbare climatică ar putea distruge orice șansă de a înțelege aceste așezări. Acum că pământul se încălzește din nou, s-ar putea să pierdem multe indicii istorice din Groenlanda din cauza topirii permafrostului. Timp de 5 secole au existat artefacte înghețate literalmente în timp, care ne pot spune cum era viața în așezările nordice. Printre obiectele găsite în siturile de excavare se numără obiecte din lemn, precum linguri, boluri și un mic cal de lemn, precum și obiecte organice, cum ar fi păr, oase, pene și țesături. Din păcate, pe măsură ce gheața se topește, multe dintre aceste obiecte au fost transformate în terci. Să sperăm că oamenii de știință vor găsi o modalitate de a conserva obiectele rămase înainte de a pierde aceste dovezi uimitoare în fața ravagiilor timpului. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.